momentul acesta este dedicat fratelui meu de suflet, Lego România, singurul care mă înțelege. Bun, să-i dăm drumul. Bun, deci aici este Nămol, văd că de aici încolo nu mai știu ce se întâmplă. Văd că avem o plăcuță aici, putem să o punem pe Nămol. Putem. Dar se scufundă. Oh, nu. Și după aia se ridică la loc. Ok, ok. Deci avem o mecanică nouă de joc, trebuie să avem grijă. Nămolul se scufundă. Nici nu vreau să știu ce se întâmplă, de fapt, dacă lasă să se ducă până jos. Dar hai că am supraviețuit-o pe asta. Așa. Deci pe cât posibil încercăm să evităm Nămolul. E prea înalt? Aha, ok. Deci trebuie să facem cumva mai pe ocoliș. Nu! Hai să vedem ce se întâmplă dacă mergem până jos. Ah, ok, deci nu mai ne oprim acolo. Țup! Bun! Țup! Bun! Țup! Bun! Aici pot să sari, presupun. Perfect! Trebuie să iau și păsărelele. Dar presupun că nu o să poți să sari două spații. Așa că, da. Bun. Ok. Deci să avem grijă la Nămol. Nu ne omoară, dar, na. Oh, stai un pic. Aici avem, fii atent ce piese avem. Deci aici trebuie să construim un pod ca lumea. Nu ia să ne gândim noi. Hai să-i facem o structură centrală acolo de suport. Eu acum mă bag în chestii tehnice, știi? De parcă aș ști despre ce e vorba. Hai să vedem, folosim asta. Primul instinct e să folosești o piesă din aia, că na, că peste un spațiu din asta poate să sară. După aceea, da, așa. Și de aici acolo cred că mai putem să facem o figură. S-ar putea să fie suficient. Ia să vedem. Da. Bun, perfect. Sup. Da, cred că ne-am scos. Cred că ne-am scos cu podul ăsta. Nu e cel mai frumos pod, dar așa. Yes. Bun, super. Aici avem și țevi, ia uite. Și avem și acolo un baraj. Nu pot să prind piesele alea de apă. Se pare că nu. Nu, nu pot, ok. Deci avem un baraj, avem, uite, piesa asta pot să iau. Asta pot să iau. Oh, nu, oh, nu, 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 nu. Uai, ce m-am speriat că vine și mai apa. Așa, hai să punem cumva așa la mijloc. Ce piese mai avem disponibile aici? Uite, cu asta mai întindem podul. Și stai să o punem aici, așa. Altceva mai pot să iau? Asta, da, nu știu ce să fac cu asta. Nu știu dacă mă ajută cu ceva. Hai să lăsăm jos deocamdată. Bun, este timpul să țup. Văd că trecem destul de ușor asta. Sunt curios ce obstacole se ne mai aducă în viitor, că nu cred că scăpăm noi așa de repede cu jocul ăsta. Așa. Bun, super. Ouăleu, no, aici e de rău. Fii atent că avem super mult Nămol. Dar avem și piese lungi care s-ar putea să ne ajute. Uite, să facem așa ca un fel de trepte ca să ne ducă până acolo sus. Ba, cred că așa ne scoatem. Ia să vedem. Trebuie să fie, n-are cum să nu fie asta. Mamă, ce mă știu. Dacă vreți un joc similar, cred că am zis și în videoul de la din primul episod, încercați Monument Valley și Monument Valley 2. Sunt niște jocuri foarte, foarte, foarte frumoase. A, uite, puteam să iau și chestia aia verde. Hopa. A, și uite, una se lasă și cealaltă urcă. Am înțeles.
Păi eu, în acest caz, voi veni un țup, doi țupi. Nu, cred că mai bine puneam aici... Vino tu aici, ca să poți să sar de pe tine. Așa, și acum... Și așa îl ajutăm pe tăticul să ajungă mai sus, nu? Oare? Uite că reușim. Uite că îl întrecem pe cărămidul tată. Opa. A, am ajuns împreună. Am crezut că ne-am pierdut unul de celălalt. Și asta e casa noastră. Cred? Ia să vedem. A, trebuie să mă mișc eu. Așteptam să se întâmple ceva. Țup. Stai că eu trebuie să mai fac ceva aici. A, trebuia să închid ușa. Atât? Da. Și aici e dimineață de vreme, cred că. Unde ții rucsacul? Bă, nu uita rucsacul. Ok. Ce construim aici? A, facem iar o construcție de noastră. Facem un castel. Hei, facem un castel. Yay! Opa. Opa. Ce e? Unde pleacă? De ce-o plecat? Păi și acum mă lasă pe mine să construiesc aici singur. De ce-o trebuie să plece? Cred că avem un mister... Opa! What? Asta nu arată bine deloc. Oare ăsta e jobul lui... lui tăticu? I have no idea what's going on. Și iar vine altă platformă. Băi, și trebuie să fac asta la nesfârșit. Asta e o metaforă despre cum joburile sunt repetitive și îți distrug sănătatea mentală. A, uite, m-am întors, ce bine. Nu știu ce-a fost chestia aia. Da, alea sunt special piese pe care nu vrei să calci. Ok, dar se pare... Hai, dar nu-l lua pe tati iar. Oh, dar nu-i corect. Joburile astea, bă, nu-i ok. I'm a fan games. Nu vrei lasagna cu ananas? Of, iarăși chestia asta. Nu pot să-mi dau demisia. Care este butonul pe care să-mi dau demisia de la jobul ăsta, că nu mi-l place? Pare că n-am de ales. Da, steluță, lumină verde, pleacă, vine altul. Deci, iar încă o zi, încă o placă cu piramide. Lumină verde, steluță, da. Rutina asta, rutina ne omoară, mă. Da, plictisitoare munca asta. Nu mai, da, nu mai vreau încă. Cum pot să plec? Nu pot să plec. Trebuie să pot să fac ceva. Dacă pun ceva greșit. Uite, dacă pun ăla acolo și nu mai pică steluța. Hai să vedem ce se întâmplă dacă nu mai pică steluța în gunoiul ăla. Ah, tot nu funcționează. Ah. Nu
Între timp eu aici stau de unul singur și vreau să construiesc. Nu vine nimeni să construiască cu mine. Uite, se face târziu, mi-e frică de întuneric. Nu știu ce construiesc aici. Stai că ăsta n-am pus-o bine. Așa sunt de distrus emoțional încât nici nu mai pun piesele cum trebuie. Bine, nici nu știu dacă așa trebuia. Da, uite că castelul meu progresează bine. Îmi place cum arată. După aia ăsta acolo și ăsta acolo. Și încă un steguleț. No! Așa. Ma. Uite acolo. Așa, ce așa greu să pun stegulet. Ok. Am înălțat steagul și ne ducem înapoi înăuntru. Tata încă nu s-a întors de la lucru. Hai să închidem ușa. O, a picat steagul. Nu pot să-l pun la loc.